Salutare, prieteni! Luna august e una importantă din mai multe puncte de vedere legate de evenimente care s-au petrecut de-a lungul istoriei, dar această lună august, o să vedeți, e una mai aparte. Drept care l-am invitat pe cel mai tânăr decan al Facultății de Istorie, cel puțin din analele pe care le știu eu recente, Matei Gheboianu, să stăm de vorbă despre 23 august 1944 și săptămâna viitoare despre ultima paradă militară sub regimul lui Nicolae Ceaușescu în urmă cu 35 de ani, la 23 august 1989. Mulțumesc, domnule profesor, pentru faptul că sunteți alături de noi și v-ați făcut timp pentru cele două lucruri care interesează încă multă lume. Și o să începem cu permisiunea dumneavoastră cu ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 8 decenii și cu controversa asta care a rămas după 80 de ani. Ce am avut atunci? O lovitură de stat sau pur și simplu o inspirație, o mișcare de geniu a fostului rege sau a unui grup din preajma fostului rege care pur și simplu au reușit să întoarcă soarta momentului istoric 23 august 1944. În primul rând, bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Se împlinesc 80 de ani de la acest 23 august. Pe de altă parte, ca o mică paranteză, să nu uităm că legat de tot ceea ce s-a întâmplat din al doilea război mondial și de după, mai avem și în 23 august 1939. Așa este. Și trebuie și oarecum și merge într-un tandem, pentru că avem nou pactul Ribbentrop-Molotov, care este cel, cred eu, definitorul pentru izbucnirea imediată a războiului. 85 de ani. Așa, și acum avem 23 august 1944, care are o implicație directă asupra istoriei noastre naționale, nu? Momentul în care mareșalul Ion Antonescu este înlăturat de la putere. A fost, să spunem așa, un moment pregătit și nepregătit, pentru că, în esență, liderii politici de la momentul respectiv, să zicem așa, ai opoziției democratice, că vorbim de Maniu, de familia Brătianu, cei din jurul regelui Mihai, chiar din jurul armatei, își dădeau seama că României va fi foarte greu să iasă bine din acest război dacă vom merge până la capăt cu Germania. Și asta și cereau mareșalului Antonescu, nu că trebuie să ieșim din război. Și au fost purtate, se știu foarte bine, negocieri de-a lungul anului, încă din iarna al 43-44, de-a lungul anului 1944, negocieri purtate de reprezentanții acestor partide, chiar și negocieri oarecum oficiale sub oblăduirea lui Antonescu, dar cu toate acestea Antonescu refuza să ia această decizie de a încheia pace separată cu aliații și să nu meargă împreună cu Germania. Și atunci, de ce zic că a fost un moment pregătit și nepregătit? Pentru că au fost o serie de întâlniri premergătoare momentului arestării mareșalului, dar discuția era ca pe 25, uneori se vorbea chiar de 26 să se realizeze acest august, moment. Da. August, 2-3 zile mai târziu. Și partea asta neprevăzută este că lucrurile s-au precipitat pentru că au aflat că mareșalul Antonescu dorea să plece pe front. Tocmai să inspecteze trupele și atunci momentul era dat peste cap. Înainte de a vorbi efectiv de moment, trebuie să vedem și cum stătea România la momentul respectiv din punct de vedere militar, împreună cu Germania pe frontul de est. Armata Roșie, Armata Sovietică, era într-o puternică ofensivă. Deja pătrunsese în spațiul românesc, în nord-est României. Asta e și motivul pentru care Ion Antonescu se grăbea să se și grăbea să meargă să vadă ce se întâmplă. Chiar se pregătea o linie, celebra linie, nu, cu Focșan în Moloasa, în cazul în care ar fi picat Basarabia și mare parte din Moldova. Acolo se pregăteau pentru pe acest aliniament să apere România împreună cu armata Germaniei și lucrurile oarecum s-au precipitat și în ziua respectivă, nu, regele
după cum știm, celebra întâlnire a lui cu Antonescu a dat la final acel indicativ prin care nu au intrat și l-au arestat pe Ion Antonescu. Și deci avem și partea, să zicem, pregătită, dar mai ales partea aceasta nepregătită. De asemenea, știm că și pe 22, chiar pe 23 dimineață, Gheorghe Brătianu a avut discuții cu el și cu Mihai Antonescu, nu adjunctul, să zicem așa, vicepremierul României la momentul respectiv, în încercarea de a-l convinge pe Ion Antonescu să semneze pacea, să iasă din război, că lucrurile nu aveau cum să meargă bine în direcția în care mergeau. Și totuși Ion Antonescu nu a cedat niciun moment. Oare de ce a făcut-o? Era foarte încăpățânat. Unii vorbesc despre sentimentul exagerat al datoriei, despre promisiunea făcută, cuvântul dat, cuvântul lui de soldat. Cei care vorbesc tocmai de partea aceasta cuvântului dat se leagă și de discursul și de momentele din timpul procesului său. Când el tocmai asta a spus, că nu avea cum să renunțe la parteneriatul cu Germania, pentru că cuvântul militarului dat este cuvântul, să-i spunem așa, pe care nu se ia înapoi. Am dat un cuvânt, eu ca militar nu pot să-l iau înapoi. Pe de altă parte, dacă observăm toată această perioadă, inclusiv a războiului, Antonescu a avut mai multe motive de ce a mers de partea Germaniei. Să nu uităm că dacă ne întoarcem puțin în timp, în anul 1941 și participarea României la ofensiva împotriva Uniunii Sovietice, România, dintre toți aliații Germaniei, participă numeric, are participarea numerică cea mai importantă. Nu participă cu o armată întreagă față de, ne uităm la Ungaria sau inclusiv din Italia, numărul soldaților este prea mic. Pentru că, în esență, el gândea că parteneriatul cu Germania și un parteneriat atât de strâns poate aduce la un moment dat reîntoarcerea unor teritorii. Nu? Imediat a fost eliberată Basarabia, dar el spera în esență că la un moment dat îl va convinge pe Hitler să ne întoarcă și nord-vestul Transilvaniei. Și acest parteneriat în care el a crezut o perioadă de timp, inclusiv militar, într-un final i-a fost fatal, pentru că n-a reușit să iasă din această chestiune. Inclusiv discuțiile care au fost aduse la cunoștință despre negocierile din anul 1944, el permanent credea că putem ieși printr-o negociere, sau declara uneori lucrul acesta, dar în condiții mai bune. Ceea ce, odată cu apropierea armatei sovietice, nu exista această chestiune de negocieri mai bune cu sovieticii. Nu. Sovieticii, în esență, au fost destul de dezamăgiți de faptul că România a întors armele și că nu și-a putut continua marșul triumfal asupra României. Știm modelul polonez, ce s-a întâmplat la Varșovia. Din fericire, noi am reușit să evităm așa ceva. N-am avut însă parte nici de o insurecție în capitală armată, cum au încercat comuniștii după aceea să o zugrăvească. Dar am avut de suferit, chiar dacă nu a fost cazul Varșoviei, nu asediată de către naziști și nu supravegheată de către sovietici, prin faptul că noi vom încheia armistițiu cu puterele aliate pe 11-12 septembrie, deci la aproape 3 săptămâni, timp în care armata sovietică a luat zeci de mii, chiar poate chiar peste 100 de mii de prizonieri, soldați români. Soldați români care ei nu mai luptau, pentru că ei știau că suntem de partea sovieticilor, nu? Sovietice deveneau aliații noștri. Cu toate acestea, ei au fost luați prizonieri și mulți au luat calea Siberiei sau diverselor alte regiuni din Uniunea Sovietică. Ceea ce ne arăta intenția armatei sovietice. Nu? Se și spune că Pătrășcanu a fost oarecum admonestat că de ce a participat la această insurecție, pentru că comuniștii n-ar fi trebuit să sprijine, pentru că armata roșie trebuia să vină să cucerească tot. Așa este. Mai că din nou istoria noastră s-a scris puțin diferit.
Pe de altă parte, dacă există unul dintre personajele de istorie importante în istoria contemporană, cel puțin modernă, Ion Antonescu a avut mereu o relație aparte cu Rusia. Și în primul război mondial, de aici și ideea cu Focșan, Nomoloasa Galați, fiindcă cunoștea destul de bine zona, făcuse parte din diverse cartiere de stat major. El fusese unul dintre ofițerii pregătiți în jurul mareșalului Prezan și a făcut parte din... Fusese parte din staful acesta. Prezan fusese șeful marelui cartier general în primul război mondial și el ulterior a și fost promovat pe această linie. Și a văzut și ce s-a întâmplat atunci când Armata Roșie practic s-a dizolvat odată cu efectele așa numite revoluții bolșevice, când practic a trebuit să acopere sute de kilometri lăsatele izbeliște de armată. Și nu doar kilometri aceia, ci inclusiv dezordinea lăsată de o armată în degringoladă, nu? Jafurile, crimele, toate acestea, care puneau o presiune pe armata română, ceea ce ne-a și dus ulterior la acel armistițiu de la Buftea și ulterior la pacea de la București. Și zic că avea deja o experiență, știa că lucrurile se pot precipita oricând. Pe de altă parte, a mers până în Pânțele Albe, până la sfârșit, poate prea mult și, nu știu, partizan al acestui cuvânt, deși cred că până la urmă omul și-a dat seama foarte clar că trebuie să se schimbe. În esență, cred că își dădea seama că războiul este pierdut, că foarte greu vor putea să oprească Uniunea Sovietică. Căvălugul ăla, da. Adică avea informații clare și din partea serviciilor și din partea armatei. Exista inclusiv, să nu uităm, că începuse ofensiva americană în partea cealaltă, adică menghina începea să se strângă în esență. Nu? Dintr-o dată, armata germană trebuia să facă față pe două fronturi. Nu mai era doar frontul sau nu era exclusiv frontul estic pe care să-l blocheze. Ce m-a mirat mereu a fost că nu a încercat să trimită până la, nu știu, cel mai înalt nivel, în zona aliată, niște emisari să încerce să schimbe datele problemei. A închis ochii la anumite mișcări ale opoziției, dar atât și nimic mai mult. Există vreo explicație din perspectiva istoricilor acum la 80 de ani mai târziu? Eu cred că el niciodată nu a vrut cu adevărat să iasă. Adică a lăsat aceste tatonări. El știa că Iuliu Maniu, de exemplu, poartă discuții cu britanicii la un nivel destul de bun. Existau discuțiile în partea în nordul continentului, chiar oficiale, până legația Românie prin Suedia și așa mai departe, și erau discuții direct cu sovieticii. Erau discuțiile prin Ankara, nu în Turcia, care era un alt pol neutru, dar loc de întâlnire și de negociere. Dar cu toate acestea, el nu a mers niciodată până la capăt. Pe de altă parte, inclusiv germanii erau pregătiți de o trădare a armatei roșie sau de faptul că la un moment dat România poate întoarce armele. Pentru că exista, atât pentru România cât și pentru Ungaria, exista un plan de ce trebuie să facem, cum trebuie să... Da, armata să luăm, avea astfel de planuri, pentru că nu, într-un război trebuie să fii pregătit la toate opțiunile. Dar cu toate astea el se încăpățâna, el încă credea pe de-o parte că mai poate încetini lucrurile și încetini lucrurile astea i-ar fi dat poate la un moment dat posibilitatea unor negocieri mai bune pentru România, dar cred că inclusiv chestiunea asta personală a lui, mândria lui de soldat, a jucat un rol important. Ego-ul lui era unul foarte important și cred că în acest caz n-a mai ținut cont de o analiză rece a conducătorului, ci era chestiunea personală importantă, cuvântul lui dat cu lui Hitler și în esență ne și dovedește tipul de regim, nu? Un regim în esență personal, nu? Da, el era cel care decidea totul, el, regele era oarecum la momentul respectiv așa, scos în decor,
Era o marionetă și spunea că trebuie să-l protejeze pe Pietul Puș. Da, nu numai asta, rece. Da, inclusiv mare parte din ce însemna apropiații regelui, nu? Cei din cercul regelui, inclusiv aghiotantul, case regale și așa mai departe, mare parte erau oamenii lui Antonescu, care îi raportau tot ce se întâmplă, cu cine se întâlnește regele și așa mai departe. Dar eu cred că din nou, nu, prin ego-ul ăsta lui și cu desconsiderându-l pe regele Mihail, n-a crezut niciodată că acesta va avea curaj să facă vreo acțiune împotriva sa. Da. De-aia și venit la palat oarecum enervat că îl cheamă, el având dacă treabă. Dacă schimbă agenda, zic. Că îi schimbă agenda și că îl cheamă la palat și permite oarecum lucrul acesta. De-aia a venit nu, fără gardă, fără să fie apărat în vreun fel sau putea să evite această întâlnire și atunci tot complotul regelui și a apropiaților cădea, că nu aveau forța necesară altfel să la momentul respectiv să-l dea jos și nu, el a fost încrezător permanent că el conduce totul și că i-a desconsiderat pe rege și pe ceilalți. Destul de repede își dă seama că a căzut în plasa unui complot, știe că nu poate să ceară clemența rușilor, ajunge la Moscova, și asta e o altă pagină de istorie destul de, de misterioasă, nici măcar fost ultimul rege al României nu ne-a știut foarte multe. Da. Să nu uităm că el, după ce este închis la palat timp de câteva ore, comuniștii vor fi printre primii care vor ajunge și îl vor prelua, adică îl vor duce într-o casă de-a lor. Asta e un reproș care a rămas și va rămâne probabil încă decenii bune la adresa regelui Mihai, că l-a predat comuniștilor. Gândiți-vă că la momentul respectiv regele era un tânăr fără o prea mare experiență inclusiv de conducere și cei din jurul său s-au panicat, cei din armată, să nu uităm că el a înregistrat mesajul care a fost dat ulterior la radio, dar el, în momentul în care a dat mesajul, el deja a plecat din București de teama replierii. Să nu uităm că aliații, nu, din partidele democratice de opoziție nu au fost găsiți în ziua respectivă. Exact. Comuniștii au fost cei care au venit și au singurii. Cei care nu au găsit soluție, au venit cu soluție. Știm noi ce să facem, l-au dus la o casă conspirativă ca ulterior, peste câteva luni, să-l predea Moscovei sovieticilor și să stea acolo o perioadă la Moscova, da. Cel mai probabil fiind supus unor interogatorii și așa mai departe. Despre care iar nu știm foarte mult. În păcate, arhivele sovietice n-au fost prea mult deschise după 90 și dacă au fost deschise după 2000, cu precădere, aproape că s-au închis pentru cercetătorii români cu siguranță și cel mai probabil o lungă perioadă nu vor fi accesibile. Asta așa e. Ca dovadă că avem încă, până în ziua de azi, o relație, să o numim aparte, cu Rusia și urmașa Uniunii Sovietice. Care e vorba aia. Pe de altă parte, întorcându-le la Antonescu, că e o figură tragică, oricum am dat-o, nu facem apologia nici unuia, nici al lui Mihai, nici al lui Antonescu, dar ce înseamnă, nu știu, orbirea asta până la capăt, până la chiar și cu să te agăți de ideea, domnule, mi-am dat cuvântul, sigur că în ziua de astăzi așa ceva nu mai există, am depășit cu efecte pozitive și negative faptul că îți dai cuvântul de onoare și trebuie să te ții de acel cuvânt de onoare până la capăt, până te dezlagă partenerul căruia i-ai oferit acel argument. Dar el nici n-a fost de acord în niciun moment, nici n-a luat în calcul faptul de a se retrage. Nu? Mi-am dat cuvântul, da. Nu am ce să fac. Pe de altă parte, cel mai important pentru un conducător ar trebui să fie interesul României la momentul respectiv. Pentru că un război cu Uniunea Sovietică, nu? Ci aici sunt istorici militari care au analizat și care unii estimează că războiul a fost scurtat cu 6-9 luni de zile prin faptul că România a întors armele și dintr-o dată s-a creat o breșă
puternică armatei sovietice de a ataca, ceea ce și-a dus la ajungerea la Berlin chiar mai repede. Adică, într-un fel, le-am făcut jocul rușilor. Le-am făcut tuturor, sau pentru încheierea războiului. De ce spuneam că el nu s-a gândit la acest interes național, ce era poate interesul lui personal, pentru că un război de câteva luni pe teritoriul României ar fi lăsat urme tragice pentru populația civilă, pentru tot ceea ce ar fi însemnat, nu, această trecere în forță armatei sovietice, care nu ar fi putut fi oprită la momentul respectiv, și asta s-a și dovedit. Armata germană nu mai avea, n-avea capacitatea de a mai de a reuși să o țină în loc. Au trecut două luni de la momentul 23 august până la eliberarea integrală a României. Pe 25 octombrie oficial, da. Până în ziua de azi marcăm ziua armatei. Acolo, asta cu marcatul zilei armatei, că o să mai discutăm noi emisiunea următoare de cum este marcat momentul 23 august și cum schimbă oarecum și simbolistica. La momentul respectiv a marcat ziua regelui Mihai. 25 octombrie a fost aleasă, da, și prezentat oficial ca un cadou adus regelui națiunii la momentul, da, și regalității. Comuniștii după 1948, pentru că trebuiau să găsească în esență o altă simbolistică acestei zile, au zis ziua armatei, pe care o sărbătorim, bineînțeles, și astăzi, da, de atunci. Deși am putea să renunțăm la povestea asta, dar ce să pui în loc acum, că e mai complicat. Cred că pot fi găsite și alte date importante care să marcheze ziua armatei, nu doar momentul eliberării, dacă vrem să ne detașăm cu totul de toată simbolistica, fie că este cea legată de regalitate sau că este cea legată de punerea pe tapet a acestei sărbători de către comuniști. 80 de ani mai târziu, mie data asta de 23 august 1944 îmi lasă mai mult un gust amar în gură decât unul de, nu știu, de nici măcar de bucurie, dar de privire senină, întorcându-te în timp și privind la propria istorie. Adică mi se pare că ai noștri lideri politici au fost la fel de imparțial, ca să nu folosesc un alt termen, și de negăsit în momente cheie, nu și-au asumat decizii importante, i-au lăsat pe comuniști să facă într-un fel din momentul ăla cărțile și au profitat în plin tovarășii în roșu, cu carnete viitoare roșii. Și pe de altă parte, mai mult l-am pierdut din punctul meu de vedere decât l-am câștigat. Fiindcă am avut după aia de dus o bătălie de câteva zile, peste o săptămână, cu partea germană pentru a reuși să ieși din King aia pe care au încercat, mm-hmm, să o pună. Jurul capitale și așa, exact, mai departe. Bombardamentele centrale, că e zona Ploieștiului, că diverse alte locuri. Aici, vedeți, când analizăm trecutul ca istorici, nu, asta învățăm și pe studenții noștri, nu știu dacă putem cântări dacă a fost mai bine sau mai rău, pentru că așa au mers evenimentele. Noi astăzi putem să zicem, da, conducătorii unii au fugit, pe de altă parte nu putem intra nici în istoria contrafactuală, ce s-ar fi întâmplat dacă, că nu știm ce s-ar fi întâmplat și e greu să discutăm. Pentru momentul de atunci, în esență, țara n-a fost predată chiar în zilele acelea comuniștilor. Nu, comuniștii au pus mâna lunile următoare, odată cu venirea armatei roșii. La momentul respectiv a fost numit un guvern apropiat total de regele Mihai, nu, cu generalul Sănătescu, care a preluat acel guvern, un guvern de militari, cu câteva portofolii date liderilor politici, portofolii de regulă de viceprim-ministru, care nu se ocupau neapărat de ceva, mai puțin de Pătrășcanu, care a preluat ad interim, un fel de interimat, portofoliul justiției pe care l-a păstrat până în 1948, la, să zicem, îndepărtarea sa. Pentru partea aceea de început, păreau că lucrurile, sau asta spera și regele, s-a convins, ca și ceilalți lideri, cum era Maniu sau Brătienii și așa mai departe, liberalii, că ne vom îndrepta într-un viitor destul de apropiat
ne vom reîntoarce la Constituția 1923 și la alegeri libere. Vom relua ciclul democratic al României interbelice întrerupt de Carol al II-lea. Eu sunt convins că asta au gândit, asta a gândit și regele și ceilalți și asta credeau că se va întâmpla. Numai că lucrurile, după cum știm, s-au precipitat. Nu? Sovieticii nu s-au mulțumit doar cu trecerea României de partea lor și cu înlăturarea lui Antonescu, ci intră în acea logică care a intrat toată centrul și estul Europei de a pune mâna pe putere, de a-și pune forțele apropiate și ulterior de a rămâne partidele comuniste controlate total de la Moscova. Adică se schimba deja istoria. Vom constata mai târziu acest lucru, nu avem de unde să știm că se împărțise puterea și că istoria era mult mai diferită, avea să fie mult mai diferită față de ceea ce știm. E și greu că de multe ori în spațiul public apare acea discuție legată de celebrul șervețel al lui Churchill și de împărțirea lui cu Stalin. Da. Nu? Și ne uităm la el și vedem că dreptul românesc era 90%. Pe de altă parte, să ne gândim, acea împărțire era deja în octombrie 1944. România nu avea altă soluție. Adică Churchill nici n-avea vreo șansă să se gândească că va putea vreodată elibera România. Adică România în octombrie 1944 deja avea armata roșie aici, integral. Da. Adică nu avea o altă șansă. Adică prin faptul că în esență el ca politician a reușit să-l convingă pe Stalin că, uite, preluăm noi Grecia și să nu uităm o Grecie cu un partid comunist foarte puternic. Nu? Și mult mai puternic. Mult mai puternic, care erau aproape să, dacă ar fi fost sprijinit de sovietici, cu siguranță ar fi pus mâna pe putere. Să ne bucurăm, fiindcă astăzi nu știu dacă am mai fi mers atât de des în Grecia în vacanță. Nu știu ce s-ar fi întâmplat la un moment dat sau poate am fi mers. Adică discursul acesta că România nu că a fost trădată de aliați nu cred că este unul neapărat corect, mai ales că diplomații occidentali știau de la început. Există niște note date din centrala de la București, de către ambasada Americii, în iarna lui 40-41, când americanii vând și ultimele participațiuni la diverse companii, unde mai aveau companii americane își vând acțiunile, și acolo scria foarte clar, dacă războiul va fi câștigat de către Germania, România va fi sub influența totală a Germaniei, va fi controlată Germania. Dacă războiul și se va intra Uniunea Sovietică în război și va fi câștigat de sovietici, România va fi sub sfera de influență sovietică. Și asta spuneau americanii, erau conștienți de lucrul ăsta din 41, din iarna. Adică cu 3 ani de zile mai devreme. Și cred că și eu m-am întâlnit cu știa. Pentru că geografia nu ne minte. Asta este. Aici suntem așezați și e greu în esență și era greu ca inclusiv după intrarea americanilor în război, nimeni nu-și mai dorea, după înfrângerea Germaniei, să mai continuă o conflagrație la nivelul ăsta. Și nu ar fi făcut nimeni. Și s-a și dovedit că au trecut cât 79 de ani, nu de la 1945, și cele două mari puteri, să le numim așa, nu, de-a lungul războiului rece și chiar după, n-au mai vrut niciodată să intre într-un conflict direct una cu cealaltă. Parcă nici acum, momentul ăsta în care e conflagrația din Ucraina, deși mai bagă bățul prin gard și unii și alții... Nimeni nu-și dorește. Nimeni pentru nu-și că, dorește cu adevărat, da. Din fericire. Din fericire, pentru că războiul, și un război total, presupune traume uriașe. Și asta poate e norocul noastră, al nostru, al generațiilor înainte noastră, că n-au mai fost nevoie să treacă printr-o astfel de traumă. Fiindcă da, noi n-am prins aceste tragedii, fiindcă astea au fost... Gândiți-vă că generația celor care au mers în al doilea război mondial, mare parte dintre ei au suferit și după urma primului război mondial. Fie că unii au participat, fie că erau copii la momentul respectiv. Și dacă în primul război mondial, când s-a declanșat războiul, găsim în presa vremei
reportaje care vorbesc de entuziasmul cu care soldații plecau pe front, nu? Pentru că se gândeau că va fi un război scurt, o lună, două luni, vom obține o victorie, ne vom întoarce. În al doilea război mondial nu mai există așa ceva. Toată lumea știa că va merge într-un război tragic, într-un război în care vor muri mulți dintre ei, în care, pentru că memoria era prezentă în societate. Toți aveau cunoscuți sau membri în familie care au avut de suferit. Trecuseră doar 20 de ani. Și atunci memoria războiului și trauma războiului a făcut ca la final, de-aia poate au fost și cedările puterilor occidentale și mai ales a Marii Britanii față de germani. Pentru că nu, Chamberlain el știa, nu, să ne întoarcem puțin în intervenirile acordului de la München, că el nu are capacitatea, n-avea la momentul respectiv să aibă o susținere reală în societatea britanică să apere Cehoslovacie. E undeva departe. De ce să mergem? Noi abia am ieșit dintr-o traumă. Ce ne interesează pe noi treburile de pe continent? E treaba lor, între ei să-și împartă. Noi trebuie să ne vedem de viața noastră și da, el a încercat, nu orice negociere, sperând că îl va convinge pe Hitler să se oprească. Pentru că trauma războiului era atât de puternică în societate încât cu greu putea să gândească să mobilizeze. Mai avem mai puțin de 3 minute și aș vrea să tragem niște concluzii. Una peste alta, cum se vede astăzi evenimentul acela din 23 august? De la distanță, cât mai distant? De la distanță, dacă ne gândim din punct de vedere istoric, este un moment de cotitură în tot ceea ce s-a întâmplat pentru România. Nu cred că soarta României și anume intrarea sub zona de influență sovietică ar fi putut să fie diferită dacă ar fi fost sau n-ar fi fost acel eveniment. Direcția era una foarte, foarte clară. Pe de altă parte, dacă mă uit la studenții mei și la tineri, acest eveniment aproape că nu mai există în mentalul lor. E un eveniment sau dacă au auzit despre el, nu cred că tinerii și o bună parte a societății își pune problema însemnătății acestui eveniment și cât de important a fost. Nu este un moment din multe puncte de vedere pe care îl putem compara cu 1989, de schimbare, de cotitură, cum a fost momentul 1918. Avem schimbări care pentru generații în sine avem o altă traiectorie și o altă direcție. E uluitor cât de repede am uitat un eveniment destul de tânăr. 80 de ani nu sunt atât de mulți. Dar nu sunt, simplu, dar poate că, și o să discutăm poate în cealaltă emisiune, supraevaluarea acestuia de-a lungul perioadei comuniste poate a făcut ca ulterior oamenii să nu mai își dorească să-și mai aducă de multe ori aminte de acest lucru, de însemnătatea lui. Adică l-au încărcat cu prea multe, ca pe un pom de Crăciun. Încât oamenii n-au mai înțeles nimic din acel eveniment. Adică, și o să discutăm ce mai era acest eveniment în 1989. Adică ce mai însemna pentru populația de rând. Așa e, mai ales pentru generațiile care nu prinseseră războiul, direct, care erau educate altfel și așa mai departe. Și mai ales între timp fusese și regele devenise un simplu martor al istoriei de undeva de departe, fiindcă între timp fusese trimis în exil. Mulțumesc, Matei Gheboianu, a fost o plăcere să trecem măcar în revistă acest moment, de la care, iată, s-au împlinit 80 de ani și care a jucat, cu toată indiferența noastră de astăzi, un anume rol în cartea de istorie modernă a acestei țări. Săptămâna viitoare însă ne întoarcem cu un alt 23 august, la fel de important a zice, ultima paradă militară a lui Nicolae Ceaușescu, ultimul dictator comunist. La revedere, oameni buni!